Marius, bine ai venit! Mi-era dor de tine primăvară să vină din nou, dincolo de aparențe, Marius Bodochi, pentru că știu că la fiecare început de primăvară, la fiecare mărțișor, pregăteai... Și experiențe, frici, da. Nu. Două femei, două personaje centrale, nu? Doi stâlpi în viața ta, pe care tu întotdeauna mi-ai povestit și îți mulțumesc tare mult că mi-ai adus acele fotografii cu mama, cu tata, cu bunica. Că avem pe undeva o datorie să-i ținem aproape de noi, să-i pomenim în viețile noastre. Și de acolo de unde sunt, nu? Să le mai transmitem o rugăciune. Normalități diurne. Da, e o altă. Ceea ce e foarte, important. Drumat. Extraordinar. Și întâmplat, tu a trebuit chiar să joci, imediat, foarte repede. Să plec. Să nu mai fie piesa, să nu se mai joace. Dar pe pagina teatrului din Bârlad, acolo. Când moare. Vai. Da. Porți numele tatălui tău. Da. Dar vreau să-mi spui dacă mama ți-a spus vreodată ce cuvânt ai rostit tu. Sunt convinsă că ai avut dicție încă de foarte mic. Care a fost primul tău cuvânt rostit? Ți-a spus mama vreodată? Ai avut vreodată cu așa serios? Lapte, al doilea a fost... Că tata ar fi vrut să faci balet, pentru nu. Că... Deși tatălui tău știu că îi plăcea să danseze, părinții îi plăcea tăi, să danseze, nu? Îi plăcea să darmă și... Cu minte și cu conștiincios. Așa a fost Marius Bodochi, nu? Adică i-am iertat orice. Regulile, Marius, respectai regulile, adică... sau te revolt. Dar spune, Marius, cum te-ai dezvăluit tu? Cum ai început să te cunoști? Cum ai început să te... Cum ți-a fost foarte de aproape? Și te întreb pentru că... Voi ați avut o relație specială? Fiecare mamă își dorește să aibă o relație? Până prin clasa a patra... E adevărat că mama cu voi a stat până v-ați apropiat voi de vârsta de școală și ați stat la sacut? La țară. V-a crescut în aer liber. În aer liber... Ai și plimbat în picioarele goale. De când ai mai mers exact. Tu în picioarele goale prin praf, așa, prin țărână? Nu, eu pe pământ mă duc, sunt eu sau să nu. Identifici clar să dacă identifici, e mare sau exact. Nu. Da, aveam un voal cu care joaca. Exact. Joaca stă la un personaj detensionează și creierul, exact. Creierul ca organ. Și te posibil, se joace cu ani. Cei de vârsta lui. La 13 ani e cam greu să te mai și lase, dar peste... Nu, da, el întotdeauna... Era un loc, mi-e dor de toți. Câți ani ați jucat Marius în Regina Mamă? Cum să zic, era ca... Așa și mi-a răspuns la... În ce a spus. Da. Apropo de asta, Marius, n-ai vrut să-ți cauți un agent? N-ai vrut să încerci America? Cum ai încercat Marea cu degetul? Șansă și de... Depinde de... carisma ta, câtă e, dacă sau e. Sau ce se cere, ce cere ce piața. Se cere, da, nu ce, până la urmă, că genul de persoană... Din mai mulți studenți. Crezi, și Marius, atunci am cunoscut foarte mult... Ne-a invitat la un restaurant turcesc care îi plăcea lui foarte tare. Așa, leg, foarte da. Frumoase. Cine ne-a... Actori. Actori, exact. Wow. Și doamna, prost obicei de a nu păstra... Să te întreb... Ce ți-ai dorit, Marius, să păstrezi de la mama, dintre obiectele ei? Ceva pe care îl porți cu tine sau îl ai la îndemână? Vegetar. Da. Obiectele cu care mama... Exact. Ochelari. Îmi spuneai mai devreme, în culise, că Alex vrea să vină în România. De tot? Bine. Dar de ce a luat hotărârea deja? Adică de ce s-a gândit? Vină. Unui deranj, să rupă ritmul. Să rupă ritmul. Aștept pe Alex. O să-l deci când vine în România, vreau să ne vedem, să ne întâlnim. Da, eu nu am tare plăcut. Mult mai plăcut decât mine. Știu că ești în turneu. Îți urez succes. Mulțumesc. Să ai energie bună, să ți-o manageriezi bine. Ceea ce vrei tu ca publicul să primească din sufletul tău. Noi oricum aștept. Cel mai important lucru... pește nici alalte, nici acum un an. Joci, imediat, foarte repede. Să plec. Să nu mai fie să piesa, nu joc, să nu da, se mai joace. Dar pe pagina teatrului din Bârlad. Da. Acolo. Când moare. Vai.
Da. Porți numele tatălui tău. Da. Dar vreau să-mi spui dacă mama ți-a spus vreodată ce cuvânt ai rostit tu. Sunt convinsă că ai avut dicție încă de foarte mic. Care a fost primul tău cuvânt rostit? Ți-a spus mama vreodată? Ai avut vreodată cu așa serios? Lapte, al doilea a fost... Că tata ar fi vrut să faci balet, pentru nu. Că... Deși tatălui tău știu că îi plăcea să danseze, părinții îi plăcea tăi, să danseze, nu? Îi plăcea să darmă și... Cu minte și conștiincios. Așa a fost Marius Bodoghi, nu? Adică i-am iertat orice. Respectai regulile, Marius, respectai. Da. Detenționează și creierul, exact. Creierul ca organ. Și te posibil, se joace 13 cu ani. Cei de vârsta lui. La 13 ani e cam greu să te mai și lase, dar peste... Nu, el întotdeauna... Era un loc, mi-e dor de toți. Câți ani ați jucat Marius în Regina Mamă? Cât? Cum să zic, era ca... Așa și mi-a răspuns la... În ce a spus. Da. Da. Apropo de asta, Marius, n-ai vrut să-ți cauți un agent? N-ai vrut să încerci America? Cum ai încercat Marea cu degetul? Șansă și de... Depinde de... carisma ta, da. Câtă e, da. Dacă sau e. Ce se cere, ce cere ce piața. Ce se cere, da. Nu, ce... până la Orius. Bine ai venit. Mi-era dor de tine, primăvară, să vină din nou, dincolo de aparențe, Marius Bodoghi, pentru că știu că la fiecare început de primăvară, la fiecare mărțișor, pregăteam. Și experiențe, da. Frici, nu. Două femei, două personaje centrale, nu? Doi stâlpi în viața ta, pe care tu întotdeauna mi-ai povestit și îți mulțumesc tare mult că mi-ai adus acele fotografii cu mama, cu tata, cu bunica, că avem pe undeva o datorie să-i ținem aproape de noi, să-i pomenim în viețile noastre. Și de acolo de unde sunt, nu? Să le mai transmitem o rugăciune. Normalități diurne. Da, e o altă. Ceea ce e foarte, da. Important. Drumat. Extraordinar. Întâmplat, tu a trebuit chiar să joci. Genul de persoană? Din mai multe lenți. Crezi, Marius? Atunci am cunoscut foarte mult. Ne-a invitat la un restaurant turcesc care îi plăcea lui foarte tare. Așa leg, foarte da. Frumoase. Cine? Actori. Actori? Exact. Wow. Și doamna, prost obicei de a nu păstra. Să te întreb, ce ți-ai dorit, Marius, să păstrezi de la mama, dintre obiectele ei? Ceva pe care îl porți cu tine sau îl ai la îndemână? Vegetar. Da. Obiectele cu care mama... Exact. Ochelari. Îmi spuneai mai devreme, în culise, că Alex vrea să vină în România. De tot? Bine. Mm-hmm. Dar de ce a luat hotărârea deja? Adică de ce s-a gândit? Vină. Să experimente. Unui deranj. Să regulire, adică... sau te revolt. Dar spune, Marius, cum te-ai dezvăluit tu? Cum ai început să te cunoști? Cum ai început să te... Cum ți-a fost foarte de aproape? Și te întreb pentru că voi ați avut o relație specială. Fiecare mamă își dorește să aibă o relație. Până prin clasa a patra... E adevărat că mama cu voi a stat până v-ați apropiat voi de vârsta de școală și ați stat la sacut? La țară. V-a crescut în aer liber. În aer liber... Ai și plimbat în picioarele goale. De când ai mai mers exact. Tu în picioarele goale prin praf, așa, prin țărână? Nu, eu pe pământ mă duc. Sunt eu sau să nu. Identifici clar să dacă identifici, e mare exact. Sau nu. Da, aveam un voal cu care joaca. Exact. Joaca stă la un personaj